vecilor, amin. Unule Năsuri Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, sufete ale multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit ale cui vor fi. Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori pentru sine însuși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Social, care ei tine de strâng niște bănuți pentru anumite persoane care sunt cu dureri și cu nevoi. Domnul să le spătească că acum de Crăciun, adică de postul Crăciunului, este cât se poate de bine să dăruim fiecare de postul nostru, oricât e bine primit, și Domnul răsplătește. Și în Sfântul Munte, două chilii, dacă nu mă șemea, zice Emanuel, vor fi pomeniți cei care vor să dea și pomenice ca să fie duse în Sfântul Munte, să fie pomeniți acolo de către părinții de la cele două chilii românești din Sfântul Munte Argos. Domnul să răsputească și să răduiască cele de folos. Acum voi începe cuvântul din pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima duminică din postul nașterii Domnului. Privind însemnătatea anului magial al pastorației persoanelor vârstnice și anul comemorativ al imnografiilor și conferenților bisericești în Patriarhia Română. Preacuviosul Ecim Monahal, preacucernicul Icler și preambiților credincioși din eparhia noastră, din Patriarhia noastră. Har, bucurie și pace de la Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ca de noi părintești binecuvântări. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori într-un Domnul. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit într-un numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare, ați auzit de răbdarea lui Iov. Cântă lângă noi îngeric, întângeric, cântăm. Sara, stai, sara, sfântă, sara, sfântă. Lângă noi îngeric, întângeric, cântăm. Rămâi gazdă, rămâi gazdă, sănătoasă, până la anul, până la anul, tot voioasă.